De câteva zile, internetul vuiește pe marginea unei poze apărute parcă din senin. Mai toți reghinenii care au un profil pe rețelele de socializare au văzut cu siguranță pozele cu reginul din perioada celui de-al doilea război mondial. Până acum, nu se cunoaște autenticitatea acestor poze, la fel cum nu e sigură nici veridicitatea lor, dar istoricii au trecut deja la analizarea acestor două fotografii. Este greu de analizat, dar logic. Nu văd de ce această poză să fie trucată, mai ales că niște elemente ale ei, cum sunt, de exemplu, steagurile de pe biblioteca de astăzi, care apar în spatele unui copac cu frunze, este greu de plantat și nu văd sensul celui care a vrut să facă această poză. De asemenea, cred că această poză este la un moment, moment festiv, în 1940, cam prin septembrie, când Reghinu a intrat sub ocupația Ungariei hurtiste. În centru este un careu de camioane militare și probabil și nu probabil, sunt aproape sigur, se inaugurează acel obelisc port-drapel care a dăinuit multă vreme în Reghin. Cele două poze ilustrează Reghinul prin anii 1940 și ușor pot fi recunoscute clădirile bibliotecii de astăzi sau a primăriei, iar centrul de atunci este complet diferit de cel de astăzi. Acum mai bine de 70 de ani, pe aici se plimbau vizitii cu trăsurile. Acum acestea au fost înlocuite de mașini cu mulți cai putere. Iar corturile de campare ce le vedeți în fotografie astăzi au fost înlocuite de magazine. Dar au rămas neschimbate clădirile și arhitectura din centru. Poate s-au mai adăugat puțin câteva claxoane și câțiva nervi în trafic. Dar ceea ce se mai poate observa în fotografie sunt câteva steaguri naziste, care certifică perioada în care a fost făcută fotografia. În 1940, și nu numai atunci, ci și înainte, Reghinul a fost un oraș prin excelență săsesc. Orsașii au fost în mare parte colaboraționiști cu trupele germane și cei care nu au fost colaboraționiști au fost simpatizanți, că era și normal, erau de nație germană și în felul acesta arborarea steagului are explicația despre care vorbeam. Aceste două poze au fost postate pe internet pe o rețea de socializare, iar deocamdată autorul este necunoscut. Se știe însă că fotografiile sunt adevărate documente de arhivă, iar valoarea lor este incontestabilă.